La Colegiul Național Decebal din Deva, una dintre cele mai prestigioase școli, nu doar din județul Hunedoara, ci chiar din țară, se pune bază nu doar pe învățătură, ci și pe diverse alte activități culturale sau practice. Așa se întâmplă și în această perioadă, când se fac ultimele pregătiri pentru organizarea bazarului decebaliștilor, care va funcționa la Biblioteca Județeană, acesta fiind de altfel și motivul pentru care elevii colegiului nu sunt prezenți, ca în anii trecuți, pe afișul târgului de Crăciun, care este în plină derulare în centrul Devei. Elevii decebaliști vor participa la un proiect în comun cu Biblioteca Județeană, în curtea Bibliotecii Județene. Acolo va fi un bazar pe parcursul a 3 zile. Diriginții, profesorii au pregătit, părinții au pregătit acest bazar. Fiecare clasă și-a stabilit un proiect. Pentru susținerea proiectului ei vor trebui să adune resurse financiare și cred că de vreo 3 săptămâni tot pregătesc. Fiecare se gândesc, confecționează diverse obiecte, le vor vinde acolo și clasa va aduna o sumă de bani și vor putea derula un proiect, vor putea participa la o activitate caritabilă. Prezent în emisiunea La Subiect, care poate fi urmărit atât pe pagina de Facebook, cât și pe canalul de YouTube al postului de televiziune 1TV Deva, Florin Milieș, directorul Colegiului Național Decebal, a prezentat mai multe detalii despre acest inedit bazar care va funcționa în perioada 20-22 decembrie, începând cu ora 16. De fiecare clasă va avea și un moment artistic, pentru că acolo vor fi și părinții și am decis ca serbarea aceasta pe care dumneavoastră chiar a sesizat că nu există pe afiș, ea va exista în curtea Bibliotecii Județene, un proiect pe care noi îl derulăm cu această instituție. Luni, marți, miercuri, de la ora 16, în curtea Bibliotecii Județene. O să prezentăm și în presă această activitate și vă invităm, vom avea și muzică, vom avea și dans, vom avea și colinde. Acțiunile și activitățile de la Bazarul Decebaliștilor, organizat în prima jumătate a săptămânii viitoare, se vor desfășura cu respectarea normelor de siguranță sanitară aflată în vigoare pe perioada stării de alertă.